Bun. Ne întoarcem. O să fac acum public, o să fac în acest moment public rezultatul polului. Acestea sunt rezultatele. Ce încercăm noi să sondăm este dacă acest tip de curs este util pentru dumneavoastră. Da, să mă și vedeți. Este foarte util, lucru care ne bucură foarte mult. Dacă aveți în vedere să participați la un curs organizat de APSAP la Mare Munte Băile Felix, 74% au zis că da. Pentru cei care au răspuns nu, mă gândesc că mai trebuie să mai cuprindem alte locații, mă gândesc. Când ați participat ultima dată la un curs? Acum un an, 34%, și la polul opus, 4 ani, 10% din participanți au spus că acum 4 ani și mai mult de 4 ani, 29%. Dacă facem o extrapolare între cei care au fost anul trecut la curs și cei care n-au mai fost de cel puțin 4 ani la un curs, 29% cu 10%, mie mi se pare ponderea foarte mare de absenteism, să spun așa, la cursuri de formare profesională, lucru care nu cred că este în regulă. Este o ocazie pentru dumneavoastră acest webinar și sper să avem foarte multe întrebări din partea dumneavoastră, sper să avem timp să răspundem la toate aceste întrebări, dar este mare păcat că este o obligație și este un drept ca dumneavoastră să participați la un curs de formare profesională. Eu vă mai spun încă o dată, site-ul nostru este cursuri-funcționar.ro. Puteți intra acolo și să vă alegeți un program când situația socioeconomică, medicală ne va permite acest lucru. Noi vă așteptăm la cursurile noastre de 7 zile, unde puteți veni cu un soțitor, puteți veni la un curs la munte, la mare, spuneam noi aici în pol. Sunt locațiile pe care le vedeți complet pe site-ul nostru cursuri-funcționar.ro. Care este motivul pentru care v-ați înscris la acest webinar? Faptul că era gratuit. Undeva anticipam acest lucru, 56% din colegi ne-au spus că au participat pentru că acest curs este gratuit și 44% că lectorul este foarte bun, în paranteză cunoscut. Asta este bine, ne bucurăm de acest feedback. Vă doriți să primiți o diplomă la finalizarea webinarului? 78% spun da. Pentru noi, să știți că nu este o chestiune, noi ne-am dorit acest curs să fie gratuit. Este disponibil pentru oricine este interesat de unul din cele 9 subiecte propuse. Dar da, putem elibera certificat de participare. Luați legătura cu colegii noștri de la birou. Cum v-ați înscris, așa luați legătura cu colegii noștri și îi întrebați sau le solicitați eliberarea unui certificat. Sunt anumite condiții acolo pe care trebuie să le îndepliniți, dar da, se poate elibera certificat de participare pentru orele petrecute alături de noi. În condițiile în care sunt mai mult decât sigur că prin toamnă o să fie tot felul de reorganizări la nivelul instituțiilor publice, eu zic că un certificat nu vă face rău. Fie că vi-l plătește instituția publică, fie că vi-l plătiți dumneavoastră individual pentru că este un cost, spunem noi, aproape derizoriu, este un lucru foarte, foarte bun pe care aveți ocazia să-l faceți chiar acum, dumneavoastră investind în dumneavoastră. Mai departe, care este durata zilnică exprimată în ore pe care considerați optimă pentru un curs online? Majoritatea colegilor spun 2 ore și 3 ore. De fapt, 3 ore reprezintă un procent de 41%. Este un lucru extraordinar. Cam așa ne-am gândit și noi. Avem în vedere să organizăm și programe pe mai multe zile pe aceeași tematică, pentru ca toate întrebările să își găsească un răspuns aici, alături de colegii noștri de la APSAP.
Ce tarif considerați a fi rezonabil pentru un curs online, webinar de 3-4 ore pe un domeniu de interes, adică cursul acesta de o zi? Majoritatea ne-au spus că sunt dispuși să plătească între 100 și 500 de lei pe un astfel de program. Este un lucru foarte bun. Momentan tot ce facem este să vă prezentăm această variantă în care sunteți la birou, sunteți acasă, sunteți cu colegii și puteți beneficia de informații la prima mână, spunem noi, la prima mână din partea unor specialiști care asta fac zilnic. La fel ca și dumneavoastră, pentru că sunt alături de noi foarte multe, foarte multe persoane care participă la programele noastre. Vedeți că sunt 138. Îl invit acum pe colegul și prietenul nostru, domnul Petre Crișan. Încă o secundă de pauză și este alături de noi și de dumneavoastră. Revin la acest formular de alte anexe, spuneam că vreau să vedem și aceleași erori. Dar înainte de a continua cu acest formular, vreau să vă spun și eu ceva despre pregătirea aceasta profesională, că l-am auzit pe Bogdan discutând de pregătire profesională. Vreau să menționez acel cod administrativ, prevede ca noi cei care lucrăm în instituții publice, inclusiv funcționarii publice, funcționarii publici, să mergem la aceste instruiri de pregătire. Eu de multe ori spun, nu este suficient să investim numai în tehnică de calcul, în aplicații informatice, nu știu, calculatoare, în aplicații informatice, dacă nu investim și în factorul uman. Omul este cel care stă în calea dezvoltării. Sunt atâtea modificări legislative, tot apar. Una înțelegem din acel act normativ, unele sunt interpretabile și de multe ori eu țin să am legătura cu cei din practică. Vin și eu din practică, la fel ca și cu dumneavoastră, și de multe ori când scriam la diverse administrații, autorități, de multe ori mi se răspundea conform articolului cu tare, punctul cu tare. Da, știu și eu să citesc legea, dar alta este interpretarea, explicația, eventual o monografie contabilă pentru a ne face înțeleși. Vreau să revin la aceste erori. Ia să vedem, aici am pus și eu un formular.
Uitați, chiar ieri am avut o recipisă pentru aceste 1133. Formular respins, invalidare, contul 1060 cu sold, da, pe coloana 3 și acest indicator 65. Da? Haideți să vedem eroarea. Ok, ok. Da, aici. Învățământ special pe 650704 203030. Are prevedere pe an 15.000. Iar mesajul îi spune, nu este egal cu soldul contului 1060 din balanța de verificare, unde este 19.490. I-am descărcat și recipisa, da, pentru formularul de bilanț. Ne ducem direct la acel indicator. Ia să-l iau și eu cu copii. Control C, mă duc în formular, control F, da, control V, caută și zic next. Nu trebuie, ok, nu l-a găsit, are un spațiu sau nu mă ajută aplicația, ia să vedem. Cred că este prea mare fișierul și nu vedeți toate aceste conturi. O fi o eroare? Nu? Nu se vede decât prima pagină. Dar vreau să vă arăt în balanța de verificare dacă 1060, în 1060 are acest 19.490. Atunci n-a primit nicio invalidare, nicio restricție când a transmis F1102. Sistemul a crezut că atât este 1060, dar când a venit și a transmis acest F1133 și are aici prevedere 15.000, cum poți tu în 1060 să spui 19.000 și în buget ai 15.000? Deci maxim, da, bugetul sau în 1060 trebuie să fie mai puțin decât sau egal cu ceea ce am în buget. O noutate în acest an este acest OMFP 1801 din 2020 și nu știu dacă toți colegii au apucat să descarce acest ordin pentru aprobarea componenței modelelor normelor metodologice în Sistemul Național de Raportare, da? Acesta este ordinul listat. Dacă aveți Lex, puteți să intrați, da, să vă descărcați acest ordin. De ce acest ordin? Noi este baza legală pentru toate aceste rapoarte pe care le primiți din Sistemul Național de Raportare. În momentul în care se va renunța la acel suport electric, da, o să vină și acea vreme ca dumneavoastră să vă opriți doar la acest formular. Aceste formulare să le trimis, iar sistemul să genereze automat rapoartele, bilanț, cont de rezultat patrimonial, conturi de execuție. În momentul în care primiți aceste rapoarte, noi spunem că sunt corecte, corect întocmite din punct de vedere a ceea ce transmiteți. Dar totodată acestea trebuie să fie asumate de către dumneavoastră. Noi acum, ca să verificăm cu acest electric, de exemplu, formularul de bilanț. Formularul de bilanț din Forex eBook are 36 de rânduri sau o pagină și jumătate. Pe electric, pe suport de hârtie, acolo avem 90 de rânduri sau sunt 4 pagini. Nu putem compara 90 de rânduri cu 36 de rânduri pe care le avem în formularul din Forex. Dar 1.121, rezultatul patrimonial, sau 1.117, rezultatul reportat, da? Aceste cifre trebuie să fie identice. În OMFP 1801 găsiți și toate aceste corelații minimale
Și o să vedeți la capitolul 4, da, din anexa 1, aceste corelații minimale între bilanț, cont de rezultat patrimonial, flux de numerar, conturi de execuție, toate celelalte formulare. Mai mult decât atât, în momentul în care descărcați aceste rapoarte din sistem, dumneavoastră trebuie să le verificați. Și nu o să stați să adunați în rândul 3 sau 4 din bilanț să vedeți ce conturi au fost aduse de către sistem. Numai puțin să deschid și un bilanț generat din sistem, da? Despre acest raport discut. Aici avem doar denumiri, nu avem conturi. Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, inclusiv în acest 1801, regăsiți aceste machete, inclusiv conturile care intră pe aceste rânduri. Ce se întâmplă cu aceste anexe, situații financiare pe care le transmiteți dumneavoastră către ordonatorul ierarhic superior, da? Ele sunt centralizate, deci știm terțiarul, acum pe hârtie transmite la secundar, secundarul la principal, apoi vin la Ministerul Finanțelor Publice, sunt verificate, apoi sunt supuse controlului Curții de Conturi, iar cele de sfârșit de an până pe data de 30 iunie anul următor trebuie duse în Parlament, trebuie duse la Guvern și aprobate prin lege. Acel parlamentar, acel deputat, nu știe dumnealui că noi în contul 211 avem terenuri sau în contul 212 avem construcții. La fel și noi ar trebui să ne obișnuim în practică să nu mai vorbim în simboluri de conturi. Să ne ducem la manager sau la director, știți că n-am încasat 411 sau n-am plătit 401. Dar ce e 401? Sau ce este 411? Păi știți, clientul sau furnizorul. Nu, ar trebui să ne obișnuim să discutăm în acești termeni, da? Active fixe corporale, necorporale, stocuri, creanțe. Să știți că țara noastră este vizitată de numeroși experți în acest domeniu financiar, contabil. Și vă spun că sunt persoane cu vârste peste 50-55 de ani, cu o experiență bogată în practică, iar eu nu i-am auzit discutând în simboluri de conturi, pe denumiri doar, da? Creanțe, stocuri, disponibilități, deoarece fiecare țară, fiecare stat își are propriul său plan de conturi. La fel și în acest bilanț, el este actualizat așa cum prevăd acele IPSAS-uri, acele standarde internaționale de contabilitate pentru sectorul public, dar avem doar denumiri, atât. Iar noi, ca să verificăm această sumă de active fixe corporale, trebuie să luăm toate conturile să le adunăm. Nu o să stați dumneavoastră să luați Excel-ul sau calculatorul să vedeți dacă aplicația informatică v-a adus corect din acele conturi de active fixe corporale și v-a dat această sumă. Ar trebui să discutați încă de pe acum cu cei care vă asigură aceste softuri, ca în paralel să vă genereze și aceste rapoarte de bilanț, de cont de rezultat patrimonial, da? Iar în momentul în care le veți primi din sistem, dumneavoastră nu trebuie decât să comparați două hârtii: bilanțul, da, primit din Forexe cu ceea ce v-a dat aplicația dumneavoastră. Sunt aceleași cifre? Ok, înseamnă că este întocmit corect și îl asumăm. Mai mult decât atât, vedeți, rezultatul patrimonial nu mai găsim pe două rânduri, cum este pe letric, unde avem acolo excedent și deficit sau rezultatul reportat. Este doar pe un singur rând. Este un excedent, este cu plus, este deficit cu minus, ca la agenți economici. Tot în acest ordin se menționează că în momentul în care veți primi aceste rapoarte, dumneavoastră trebuie să le listați și să fie semnate de către conducătorul unității, respectiv de către conducătorul compartimentului financiar contabil. Deci listate și semnate. Și atunci acestea sunt informațiile, sunt situațiile financiare ale dumneavoastră. Deoarece în momentul în care o să renunțăm la electric, da, cu aceste rapoarte rămânem în contabilitate. Tot în
acest ordin se vorbește despre acel raport de analiză pe bază de bilanț pentru acest Forex book. Și iarăși tot au sunat telefoanele, știți că trebuie să întocmim raportul de analiză pe bază de bilanț în Forex. Deocamdată nu aveți ce raport să întocmiți pentru Forex, că nu ați primit, ni s-au generat aceste rapoarte. În momentul în care o să vi se genereze, da, pentru sfârșitul anului 2019, pentru trimestrul 1, 31 martie, da, 2020, când o să primiți aceste rapoarte, da, o să urmeze să întocmiți acel raport de analiză pe bază de bilanț. Deocamdată, până să ajungem la acest raport, repet, nu trebuie să întocmim deocamdată nimic ceea ce avem pe Forex. Noi trebuie să ne asigurăm că ceea ce aveți în aplicația dumneavoastră este identic cu ceea ce aveți în Forex Book, iar aceste rapoarte sunt corecte. Deja de anul trecut s-au început verificări, corelații, începând pe anexa de plăți restante, 30, da? Se vor face acum și pe partea aceasta, bine, la nivel de ordonator principal de credite, să vedem ce diferențe sunt, repet, pe baza acestor corelații minimale pe care le găsiți în acest ordin, da? Și o să se plece în jos către ordonatorii subordonați pentru a corecta eventualele erori. Raportul din Forex, la fel, cuprinde informații despre note pe care le descărcați din sistem. O să găsiți dumneavoastră mai multe în 1801. Da, am vrut să amintesc că am văzut în practică, nu prea se știe de acest ordin, dar este bine de citit. Tot pe partea de materiale, v-am pregătit aici o listă cu acele documente centralizate. Ia să vedem lista. Este bine, tot s-a pus mai devreme acea întrebare cu controlul financiar preventiv. Știți că acolo avem acele checklist-uri. E bine ca și noi pe aceste rapoarte să ne facem un checklist cu ceea ce trimitem, cu ceea ce primim din sistem. Și aici am enumerat eu toate formularele, da, anexa, codul declarației, denumirea, care este lunar, care este trimestrial. Iar de aici încolo, dumneavoastră să începeți să bifați, nu știu, ați trimis pentru luna aprilie acest formular non-trezor. Da, am primit recipisa de DOC, am primit recipisa Forex, se validă, ok, pun o bifă, am transmis balanța de verificare, da, am transmis plățile restante, da, la lună. De ce spun acest lucru? În momentul în care de multe ori dumneavoastră nu știți sau aveți, de multe ori stați cu gândul că le-ați transmis pe toate, toate sunt corecte, iar în momentul în care ajungeți la unitatea de trezorerie cu ordinul de plată, de-abia atunci aflați că sunteți blocați. Vreau să vă spun și aici că noi transmitem zilnic către colegii noștri din teritoriu toate aceste monitorizări, tocmai pentru a veni în sprijinul dumneavoastră să fiți anunțați. Și chiar vă rog, luați legătura cu acești colegi ai noștri, da? Sau ne sunați pe noi. Bine, acum nici noi nu suntem prea mulți aici pe Forex, suntem trei colegi. Dumneavoastră sunteți peste 13.000 de instituții publice, da? Și da? Să avem, repet, această evidență. Iarăși telefoane și înainte de a începe cursul și ieri am fost blocat din cauza F1133 sau anexa 40, eu știu că am transmis-o, nu știu, o școală pe sector 02. Da, ne uităm, într-adevăr, instituția a fost blocată.
vă spun, doar din această săptămână s-au pus blocaje. Până acum nu s-a pus niciun un blocaj pe Forexe. Poate ați uitat, nu știți, dar avem nevoie de aceste date. În momentul în care au fost solicitări și în transmiterea lunară a acestor balanțe de verificare, se lucrează acum la o procedură, ca în momentul în care aveți recipisa balanță de verificare a cele 1502 valid, imediat să primiți și acea balanță cu 5 în egalități. Ce se întâmplă? De ce nu primiți imediat această balanță de verificare? Acesta este un sistem complex care el face și consolidări, face și agregare, ordonatorul principal de credite o să primească acele situații financiare centralizate, consolidate, nu o să mai stea să le întocmească cum face acum pe suport de hârtie, de adună de la toți și vine cu ele la Ministerul de Finanțe, nu. Inclusiv aceste situații financiare centralizate le va primi din Sistemul Național de Raportare. Perfect. Când aveți timp, să vă listați acest ordin și să-l citiți și dumneavoastră. Bun, repet, este bine să avem acest checklist, să bifăm când am transmis și atunci să fim siguri că avem toate aceste rapoarte valide, nu vom fi blocați de către unitatea de trezorerie. Sistemul este o mașină, este un soft, el știe, n-am transmis formularele, blochează. Bine, suntem și noi, repet, spunem că toți suntem acolo din partea practică, am întâlnit și noi situații financiare. Chiar putem spune, adică să nu vedeți în noi cei din Ministerul de Finanțe sau în colegii mei din direcțiile județene, să-i vedeți pe cei răi care ne blochează, care... Chiar pot spune că noi suntem cei buni. Noi intrăm în sistem și vă deblocăm. Sunt situații, înțelegem. Este cu această stare de urgență sau cineva a fost bolnav, n-a putut să transmite sau sunt niște urgențe de plăți, facturi, automat treceți pe o altă procedură, sunteți deblocați, sunteți, dar noi sancționăm reaua credință. Avem persoane, avem colegi care vedem, bun, se întâmplă o dată, se întâmplă de două ori, dar alții chiar sunt, n-aș folosi acel cuvânt negativ. Ce se întâmplă cu aceste, de ce avem nevoie de aceste informații de la dumneavoastră, de la instituțiile publice? Așa cum știm, începând cu 1 ianuarie 2007, România este stat membru al Uniunii Europene, iar în calitate de stat membru al Uniunii Europene trebuie să transmitem informații către Eurostat, informații financiare și nefinanciare despre instituțiile publice. Eurostat, Institutul European de Statistică. Este acea notificare completată și transmisă. Dacă această notificare nu este transmisă la timp, sau informațiile din acea notificare nu sunt corelate, nu sunt corecte, România riscă să fie sancționată cu o amendă destul de mare. Este 0,5% din produsul intern brut al României și nu știu cine ar fi în măsură să suporte această amendă. În momentul în care dumneavoastră nu reușiți să transmiteți aceste situații financiare, noi aceste formulare în sistem, noi mai facem un pas în spate. Mai prelungim aceste termene, iarăși nu vă încadrați, mai facem încă un pas în spate, dar la un moment dat nu mai putem că ne lovim de acest zid Eurostat și atunci ar trebui să ne îndreptăm împotriva dumneavoastră. Până acum, pe acest sistem național de raportare pentru netransmitere, nu s-a dat nicio amendă. Nu suntem să nu credeți acum că de pe urma acestor amenzi vor crește veniturile la bugetul de stat cu nu știu cât la sută. Nu, repet. Avem nevoie de informații, avem nevoie de date. Și nu este suficient, gata, am dat amendă și că n-a depus situațiile financiare. Nu, iar eu unul care în practică am tot primit atâtea amenzi, sunt, vă dați seama, sunt împotriva
acestor anexe. Cam atât mi-am propus eu să vă spun despre acest sistem național de raportare Forex de Bug. Tot aici am atașat și acea anexă 2. O să o primiți pe mail, pe, da? Este anexa actualizată. Noi avem aici pe culori aceste ordine cu modificări. Dumneavoastră nu trebuie să o actualizați, doar decât să ne sunați, să ne întrebați ori de câte ori apare o modificare, dar noi o transmitem și în teritoriu către colegi să primiți această anexă actualizată. Că am fost întrebat mai devreme de acele bunuri primite cu titlu gratuit, da? Avem aici aceste conturi, 779.01.01, venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, transfer active fixe și stocuri între instituții publice, da? Sau alte operațiuni. Pe clasificație de venituri sau opțional. Unde găsim acest termen opțional înseamnă că acel cont funcționează și fără clasificație. Chiar dacă în formular, în momentul în care adăugați manual acel cont, nu cred că mai întocmiți manual aceste formulare, majoritatea fac export, import XML. Am afișat acest cont de client 411, avem aici clasificație de venituri sau opțional. Ce se întâmplă? Sunt instituții publice care, spre exemplu, la locale, o cotă între 20-50% o virează mai departe către ordonatorul ierarhic superior. A făcut o închiriere de spațiu, el a emis factura acelui client de 100 de lei, doar 50 de lei sunt ai lui. În momentul în care face înregistrarea, înregistrează client pe clasificația lui funcțională 33, cât are acolo venitul, 33-50 alte venituri sau, da? La contul de venit respectiv clasa 7 cu clasificație funcțională. Iar pentru cealaltă jumătate care nu este a lui, da, va înregistra tot 411, dar fără clasificație de venit, deci nu o să apară decât cod, sector și sursă de finanțare, nu știu, local 02F, venituri proprii, la un 448, obligația față de instituția ierarhic superioară. În momentul în care încasează toată suma, da, la fel, virează cota parte, da, și reține doar jumătate sau cât are, între 20-50%. Asta înseamnă acest cont, acest termen de opțional. Poate fi utilizat și fără acea clasificație. Vă rog, dacă mai sunt întrebări pe acest sistem național de raportare, deoarece aș vrea să trec la aceste monografii contabile privind înregistrarea acestor indemnizații pentru părinți, 75%, stimulente de risc, cheltuieli cu carantina, da? Sau vreo întrebare? Sau pot să afișez? Ne rog, doamnă, dacă putem să trimitem și acest calendar al formularelor. Sigur că da. Lista aceea cu formularele, da. Dacă sunt întrebări, o să am rugămintea să ridicați mâna pentru ca eu să vă deblochez microfonul. Sau pe parcurs. Ok, avem o întrebare destul de complexă și doamna Doinița, că nu am alt nume, ne auziți? Da, Doinița Buică sunt, bună ziua! Cât mai microfon, doamnă, ca să vă audă toți colegii, vă rog. Am înțeles, mai puțin, vă rog.
Întrebarea am scris-o și pe chat, este într-adevăr un pic cam lungă. Ministerul Educației și-a schimbat recent denumirea, astfel noi, instituțiile de învățământ, am primit o adresă din partea ISMB, da, prin care suntem informați că trebuie să casăm vechea ștampilă și că trebuie să plătim noua ștampilă într-un cont unde beneficiarul este ISMB. Întrebare, pentru plata acestei ștampile trebuie să solicităm buget și finanțare de la bugetul local. Cum procedăm la crearea de angajament în CAB dacă nu avem factură contract? Cum efectuăm și cum registrăm plata în contabilitate, deoarece singurul document pe care îl avem este o adresă. Am sunat la ISMB și mi s-a comunicat că singurul document justificativ pe care îl vom primi va fi un bon de transfer, bon pe care îl vom primi în momentul în care se va ridica noua ștampilă. Însă nu putem ridica ștampila până nu efectuăm plata. Da, am mai avut o solicitare legată de aceste ștampile. Bine, acolo m-a explicat că aveți un proces verbal. Depinde de situație. Mi s-a zis că vom primi un bon de transfer doar în momentul în care vom ridica ștampila. Exact. Da. Deci, practic, ISMB-ul a primit un document justificativ. ISMB-ul s-a ocupat pentru prima oară acum de comandarea tuturor ștampilelor pentru toate unitățile de învățământ. Deci, practic, au primit un document contabil cu care s-au înregistrat în gestiune, da, iar din gestiune, de la dânsi, vor pleca către unitățile de învățământ bon de transfer. Deci, ăsta este singurul document pe care noi le vom primi. Altceva nu avem. Și asta e întrebarea. Cum, momentan, avem o cerere de aprobare și de suplimentare, buget și aprobare, până la urmă, achiziție la bugetul local. Momentan n-am primit niciun ban și probabil că va mai dura. Da. Teoretic, bine, văd că ați plecat de la sfârșit spre început. Ar fi trebuit, acolo întâi o factură. Ștampila înregistrăm ca obiect de inventar. Inventar, exact. 303 la furnizor, plătim furnizorul. 401 la 770, dar noi trebuie să plecăm de la sfârșit. Cam da. Uh-huh. Da. În CAB puteți să faceți acel angajament, că aveți acea adresă, aveți acea solicitare. Vedeți, în CAB chiar nu trebuie să aveți neapărat documentul justificativ, o factură. Puteți să aveți și o intenție sau un proiect de contract, că urmează și noastră vă faceți o rezervare din acea poziție bugetară de unde urmează să plătiți. La fel și aici, pe baza acelei adrese puteți să faceți acel angajament în CAB, puteți să faceți apoi plată, eventual că plătiți, îmi amintesc că speța mi-a spus că plătește. Beneficiarul este ISMB-ul și a deschis un cont de mandat la trezorerie, iar în contul acela suntem, am fost informați să achităm plata ștampilei. Da, da, monografia, faceți plată, să plătiți un, că aveți un, deci faceți plata, nu către ISMB. Deci noi trebuie să efectuăm înainte plata. Ca să efectuăm plata, trebuie să avem bani. Ca să avem bani, am solicitat la bugetul local să ne aprobe. Așteptăm să ne aprobe și să ne acorde buget, că nu avem buget. Da, da. Pentru această ștampilă. Un debitor, puteți să faceți ISMB-ul, că îi plătiți acea sumă la 770, okay, poziția respectivă. Și okay, deci asta vreau să ne mai auzim, să ținem legătura ca să văd întreg fluxul, că apoi urmează să primiți ștampila, da? Eu vin din privat, sunt aici în această instituție, da, sunt în această instituție de aproximativ 6 luni de zile și totuși, fără document, mi s-a apărut ceva. Da. Adică probabil că înțelegeți. Am încercat să mă familiarizez foarte bine cu acest mod de lucru și, evident că contabilitatea bugetară este diferită de contabilitatea financiară, deci, are anumite spețe. Și totuși, asta vreau să știu, că în momentul în care am fost angajat, am participat la un curs din acesta de Forexe, în care ni s-a zis că pentru a crea angajament trebuie să avem neapărat factură sau contract, altfel nu putem crea. Și acum dumneavoastră veniți și spuneți că nu este neapărat nevoie să avem contract sau factură, ci pur și simplu putem să facem, să creăm angajament în baza acelei adrese. Da, corect? Da. Deci, da? De văzut acest OMFP 517 din 2016, unde se menționează aceste lucruri.
Deci noi, ca instituții publice, într-adevăr, partea privată față de instituții publice este puțin diferită și, zic eu, complicată. Să știți că și eu, bine, pe băncile facultății am învățat numai contabilitate de agenți economici. În practică, tot la agenți economici am lucrat. Iar când am ajuns în partea aceasta de instituții publice, am început și eu să-mi pun numeroase întrebări. De ce conturile de venituri și cheltuieli nu se închid lună de lună? Înainte se închideau numai la sfârșitul anului, era un alt plan de conturi. Spre exemplu, venitul era clasa 5 și cheltuiala era clasa 4 și era un singur cont de venit sau de cheltuială. Nu erau conturi după naturi. De ce îmi trebuie buget? De ce am nevoie de clasificație? De ce trebuie să plătesc numai prin trezorerie? Bine, trezorerie este ca și o bancă a statului. Iar orice furnizor care vine în contact cu o instituție publică, obligatoriu trebuie să aibă conturi deschise la unitatea de trezorerie. Bine, avem aici și excepții, că sunt pe partea aceasta de valută, schimb valutar, trezoreriile nu lucrează cu valută. Sau sunt instituții publice, universități, spre exemplu, încasează taxe de la studenți străini, da, aceștia plătesc în valută și au conturi deschise în valută la acea bancă comercială. Și apoi sumele sunt aduse, încasările, în trezorerie. Întrebări care pe parcurs și eu am încercat să-mi răspund aceste întrebări. Într-adevăr, pornit acest seminar, bine, acum am început de la un nivel cunoscut, poate trebuia să merg puțin mai jos cu explicații. A fost foarte ok, deci a fost foarte ok, deci mă descurc în Forex-e, da, fără doar și poate chiar m-am documentat și chiar nu am nicio problemă. Sau mă rog, nu am avut, Doamne ajută! Da. Să nu am astfel de erori, dar acum știu la cine să apelez. Da, trebuie să știm principiile contabile, să știți că sunt aceleași, da? Adică nu și la privat și la instituții publice. Da, într-adevăr, dar am avut și eu niște DC-uri la care am început să, mă rog, la care am pus întrebări și așteptam să mi se răspundă, dar de cele mai multe ori nu mi se răspund și, mă rog, în fine, nu are sens acum să... Okay, deci spun... La instituții publice față de un agent economic este acest cont 770. 70, da. Exact, da, da. Ce se întâmplă? Și vedeți că aveți acele deschideri de credit. Da. De ce acest 770? Dumneavoastră aveți un buget de venituri și cheltuieli. Zic și eu, venituri 100, cheltuieli 80. Înseamnă un excedent de 20. Puteți să faceți încasări dumneavoastră și de 1 miliard de lei. Dar potrivit bugetului aprobat, nu puteți cheltui, nu puteți plăti mai mult de 80 cât aveți prevederea bugetară. Da. Mai mult decât atât, prin acest mecanism al deschiderilor de credite, dacă din cei 80 vi s-au făcut deschideri doar de 50, dumneavoastră atât puteți plăti, atât puteți cheltui și nu mai mult. Prin acest mecanism, Ministerul Finanțelor Publice sau orice guvern într-o economie are niște pârghii de care trage. Vorbim de acel deficit, bine, excepția anul acesta, acel 3% în care, până în 3% în care trebuie să ne încadrăm. Ei, și orice guvern într-o economie, da, are niște pârghi economice de care trage. Aceste pârghi le realizează prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice. Și atunci, în funcție de încasările care sunt la buget, se mai dă drumul la aceste deschideri de credite să faceți plăți, da? Sunt tocmai pentru a ține în frâu acest deficit bugetar. Sau iarăși văd în practică sau din partea aceasta pe agenți economici, dacă la instituții publice, da, sunt plătiți de la buget, sunt plătiți din bani publici sau mai aud de multe ori că nu fac nimic. Eu care am venit și din partea de agent economic, acum sunt în partea publică, sau și dumneavoastră că ați venit de la agent economic, da? Da, și sunteți acum în partea publică, puteți spune cât de mult de lucru este, adică și nu stăm degeaba, chiar ai, stăm degeaba. Da, ideea este că sunt angajată cu contract parțial de 4 ore, însă evident, evident sarcinile sunt și responsabilitățile sunt ca ale unei persoane angajate de 8 ore. În fine, n-am știut acest lucru, evident am dat cu un curs, nu am știut în ce mă implic, doar că la o săptămână mi-am dat seama că practic nu este un job de 4 ore.
și mi s-a zis că doar atâta s-a putut subvenționa. Ăsta a fost răspunsul pe care l-am primit de la doamna director. Da, nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Da, eu doresc succes și chiar, bine, sigur, na, dacă vă descurcați și ați început cu dreptul, e ok. Da. Bun, deci să numai puțin să concluzionez pentru pe acest referat, pe această adresă ce ați primit dumneavoastră. Deci eu vă recomand să faceți creditor 462.0109 la 770 de unde plătiți. Iar în momentul în care vine ștampila, 303 în magazie 01 la 462.0109. Apoi o dați în folosință sau cum e, da? Deci nu aveți înregistrarea clasică unde aș fi avut obiectul de inventar la furnizor, da, trec din magazie în folosință, da, și plătești ștampila, da? Faceți creditor, plătiți și apoi când vine ștampila, strângeți acel creditor. Doamna Sabu, da. Mihaela ne întreabă, în legătură cu procedurile, se pot comasa toate procedurile legate de Forex Book într-una singură? Sigur că da. Nu trebuie să vă faceți procedură pentru fiecare formular în parte, nu în trezor sau buget sau... Nu, într-o singură procedură privind raportarea în Sistemul Național de Raportare să aveți totul. Vă duceți la acel OMFP 517 cu modificări, completări ulterioare, actualizat și luați de acolo. Bine, pe subcapitole de completare, formulare, transmitere, că aveți procedură de reorganizări, dacă sunt cazuri, că aveți procedură de arhivare, da? Doamna Sapu, dacă mai aveți o întrebare, aveți microfonul deschis. Dacă nu, o să trecem mai departe cu prezentarea noastră. Nu mai am, mulțumesc frumos. Vă întreb eu pe dumneavoastră dacă ați avut astfel de situații, da, părinți, da, pentru acordarea acestor zile libere, 75%, da, zile libere pentru supravegherea copiilor. Ridicați dumneavoastră mâna sau... Eu v-am făcut aici o monografie, fișierul acesta o să-l primiți pe suport, da? V-am trecut aici baza legală, legea 19 din 2020, la articolul 3 găsiți aceste cerințe, hotărârea guvernului 217 care vorbește de cerere, de declarație, de listă, da, privind transmiterea acelor documente. Este acest ordinal Ministrului Muncii și Protecției Sociale elaborat de către președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 346, unde găsiți și modelul de cerere, de listă, da, ceea ce trebuie să transmitem. Și am menționat eu aici că aceste contribuții sunt suportate de către angajator, da? Iar netul, suma netă pe care o primește acel părinte este suportată din fondul de șomaj. Aici aveți articolul 3, alineatul 2, 4 din legea 19. Haideți să vedem înregistrările contabile. Am zis cheltuială cu salariile, avem 641 la 421. Înregistrăm reținerile, 421 la următoarele și avem aici impozit, pensie, sănătate. Înregistrăm această cheltuială cu CAM-ul, da, contribuția asiguratorie pentru muncă. Și avem 645.07 pe clasificație la 431.06. Eu aici n-am pus decât clasificația economică. Dumneavoastră puneți în structură cod, sector, sursă de finanțare, da? Clasificația funcțională a cheltuielii, da? Plata salariaților privind indemnizația pentru părinte, 421 la 770. Virez aceste contribuții și am impozit, pensie, sănătate, da, inclusiv CAM-ul, tot la 770.
70. În momentul în care am întocmit cererea, declarația pe propria răspundere, transmit lista către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă sau Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă, toate acestea s-au transmis prin poștă electronică sau prin alte mijloace. Vin și constitui debitor Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și am zis aici 461. Mă scuzați, 641 cheltuială la 461.0109, debitor agenția, cu acea sumă netă care am cerut-o în roșu sau cu minus. N-am vrut să complic înregistrările contabile, că poate puteam să înregistrez 641 la 421 cu acel net în roșu și apoi să constitui debitor 461.0109 la 421. Dar nu, zic simplu, cheltuială la direct la debitor și majul. Și toate aceste documente, da, transmiterea documentelor trebuie efectuată în cel mult 30 de zile de când am plătit aceste contribuții, indemnizații, da? În termen de 24 de ore trebuia să primesc o comunicare, da, de la GOFM, un număr de înregistrare. În momentul în care vi se restituie această sumă, avem același debitor, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 770, tot în minus, că noi venim și reîntregim pe acel 10.0101. Eu, ca instituție publică, i-am dat părintelui acei bani de pe salarii de bază și acum vin și îmi reîntregesc acele salarii de bază. Și atunci am făcut operațiunea în roșu. Sau puteți să o faceți și în negru, să faceți 770 la 461, cum doriți dumneavoastră. Toate aceste sume trebuie decontate, da, să fie virate în termen de 60 de zile de când am transmis acele documente. Am mai văzut în practică confuzii, sau noi avem, colegii mei de la buget au dat și acea comunicare cu acel articol 59.42. Vreau să menționez că acel articol este utilizat de către Agenția Județeană a Forței de Muncă. Deci el înregistrează acea cheltuială noastră în momentul în care ați depus cererea și a ajuns la dumnealor, și când trebuie să vă vireze acei bani, dumnealor înregistrează o cheltuială și acolo au o cheltuială 679 la un creditor, instituția dumneavoastră 462, da, că vă virează acei bani, da, și utilizează acel 59. Dar noi plătim de la acest 10.0101. Sau dacă, Doamne ferește, nu știu, vom ajunge și în decembrie, da, și trebuie să recuperăm banii în ianuarie, o să venim cu titlul 85, unde o să ducem sume recuperate din anii anteriori. Bine, n-o să ajungem acolo, dar acestea sunt înregistrările contabile. Întrebări, vă rog, din partea celor care s-au confruntat cu această speță, s-au avut situații cu indemnizații părinți 75% sau sunt întrebări sau colega noastră Doinița mai voia să, da, întrebe ceva. Eu am deschis microfonul, doamnă, dacă nu mai auziți, puteți. Da. Mă auziți? Da? Da, mulțumesc mult pentru răspunsul de mai devreme. Da. Și mai am o întrebare. Am întâlnit opinii diferite vis-a-vis de semnătură și ștampilă pe facturi, cu bun de plată, confirmat realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunii și viza CFPP. Da. Exact. Puteți să-mi comunicați, vă rog, cine pune aceste ștampile pe facturi? Momentan, dosarul meu pentru viză CFPP este transmis la primărie, la bugetul local, la DAUI. Aștept însă răspunsul. Și am întâlnit opinii diferite și aș vrea să-mi spuneți clar cine pune aceste ștampile pe facturi. Și cred că dumneavoastră sunteți cel mai în măsură. Da, da, mulțumesc. Da. Participați și mâine la seminar? Sunteți înscrisă și pentru mine?
Nu m-am înscris pentru mâine, dar am zis să mă înscriu pentru 26 sau 27. Chiar vă rog să vă înscrieți și pentru mâine. Dacă se mai face pentru mâine înscriere, mă înscriu. Fac? Dar nu știu dacă se mai poate pentru mâine. Da, nu se mai fac, nu. Da. Nu, deci, dar pentru 26-27 se poate, nu? 26, da, 26-27, da. 28. Da. Bogdan, da. Bogdan îmi face semn că face tot posibilul să participați, deoarece colegul meu, Ștefan Iulian, o să vină cu tot acest CFP, cum pune ștampilă, cum puneți toate acestea și, repet, n-aș vrea să intru peste tema dumnealui. Și... Am înțeles. Dar, doamnă, mâine aveți răspunsul. Nu l-am auzit pe domnul Bogdan, nu l-am auzit. Zic, dacă intrați mâine, primiți și răspunsul. O să vă trimitem parola de acces. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Puteți intra și săptămâna viitoare, cealaltă, fără niciun fel de problemă. Cursul, așa cum a fost scris, participarea la el este gratuită. Da? Ok, mulțumesc mult de tot. Bun. Da. Și noi mulțumim și așteptăm întrebări în continuare din partea dumneavoastră. Știți regula, trebuie ridicată o mână sau să ne scrieți pe chat și eu în momentul respectiv știu că aveți o întrebare și vă deschid microfonul. Până ne scrieți dumneavoastră, eu am trecut la cealaltă monografie privind înregistrarea în contabilitatea stimulentului de risc. Iarăși am avut aici unități sanitare, spitale, care au trebuit să plătească această sumă de 2500 de lei brut medicilor, ceilalți care au avut legătură cu combaterea acestei epidemii. Aici avem două situații, sunt unități sanitare atât pe partea de buget de stat, cât și pe partea de buget local. Am luat și eu ca exemplu un spital din administrația locală. În momentul în care primesc acea subvenție de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, da, prin Casa de Asigurări de Sănătate, eu înregistrez 560.0101 pe clasificație de venituri, aveți 43.40 la o subvenție 772.02 tot pe 43.40. Acum, cei din practică, unitățile medicale, eu știu că în momentul în care faceți aceste decontări cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru celelalte situații emiteți factură ca să vi se deconteze aceste servicii. Nu am aflat încă care este procedura dumneavoastră, cei din unitățile sanitare, respectiv cu Casa de Sănătate, dar dacă trebuie să emiteți acea factură, atunci înregistrarea o să fie. O să trecem client aici, 411 la 772 și când încasăm clientul, 560.0101 la acel 411 după casă. Pentru unitățile sanitare din administrația centrală, acestea primesc sau au primit acele sume din bugetul de stat. Iar pe clasificație aveți acel 42.82. Deci în loc de 43.40 punem 42.82.00. În rest, înregistrările sunt acelea, sunt comune. Am înregistrat cheltuiala salarială 641. Iarăși pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice aveți acea adresă de la Direcția Generală de Programare Bugetară, că a fost introdus acest articol 10.01.29, de unde se suportă aceste fonduri, da? 641 la 421. Se reține numai impozit, nu datorăm, da, acest stimulent de risc nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuții de asigurări sociale de sănătate, respectiv acel CAM, dar este supus impozitării.
A, deci din 2500 impozit 10%, 250 de lei. Înregistrare reține 421 la 444. Plata salariaților 421 la 770, iar virarea contribuției 444 la 770. La fel aveți aici baza legală, ordonanța de urgență a guvernului, n-am mai apucat eu să scriu aici, dar este ordonanța de urgență a guvernului numărul 43 din 2020, articolul 8, alineatul 1. Da? Sunt întrebări? De la SAJ 26, vă deschid microfonul. Da. Ați avut o precizare. SAJ 26 ne aude. Ne scrie SAJ 26 pe chat. Dacă puteți, aveți microfonul deschis, puteți vorbi, doar trebuie să dați click pe unmute și să vorbiți cu noi. SAJ 26 spune că în perioada stării de urgență 15-a, 14-a, 15-a sau perioada stării de urgență 7-a, 4-a, data intrării în vigoare a ordonanței. Plata stimulentului egal cu începând cu luna aprilie pentru care se plătesc salariile aferente lunii martie 2020, plata stimulentului. Ne aude, dar nu are microfon, ne spune. Starea de urgență a intrat de acum două luni, din 15 martie și o să expire mâine, 14 aprilie. Ok, deci data de 7 nu este data de intrare în vigoare a ordonanței, ci de când ea produce efecte. Adică a apărut înainte ca ea să producă efecte. Cred că asta vrea să ne întreabă SAJ 26. Da, o să vă dau, ia să vedem când a fost publicată în monitorul oficial. Eu zic din 15, de când a intrat starea de urgență. Ordonanța a apărut înainte ca starea de urgență? Da, sigur că da, actul normativ, da, pare înainte de... Da. Nu mai avem încă. Da, nu mai sunt întrebări. Bun. Haideți să vedem tot pentru autoritățile locale. Am avut aici acele cheltuieli privind carantina. Baza legală, această hotărâre a Guvernului 201 din 2020 cu modificări și completări ulterioare, unde se menționează dacă aceste sume pe baza unui borderou centralizator trebuie solicitate de la direcțiile de sănătate, Direcția de Sănătate Publică Județeană, da, sau a municipiului București. Și am zis și eu aici o instituție publică, o primărie din administrația locală, da, finanțată integral de la buget. V-am trecut aici cheltuială 628, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, la furnizor 401, am pus și o clasificație funcțională, economică 200130. Ai văzut acele pachete care pachete alimentare, 50 de lei pachetul, în, da? Înregistrarea privind plata furnizorului, furnizor 401 la 770, finanțarea de la buget, iar înregistrarea privind sumele primite, dumneavoastră ați întocmit dosarul, l-ați depus sau l-ați transmis la Direcția de Sănătate Publică, da? Să cereți să vi se deconteze aceste cheltuieli. În momentul în care ori să vi se restituie acele sume, o să avem încasare în 521.0100 pe clasificație de venit 4280, aveți dată clasificația la 1772, da, subvenții de la bugetul de stat 772.0100. Și acestea sunt înregistrările privind carantina.
Indemnizații plătite sportivilor la cluburi. Cluburi. Cluburi sportive, județene, dacă sunt colegi înscriși, atunci pentru cine este interesat, da, la fel și dumnealor, li se plătește acea sumă de 75% din acel brut, dar nu mai mult, da, decât acel mediu brut pe economie. De 5.429 de lei. Baza legală este Ordonanța de Urgență 30 din 2020. Aveți acolo articolul 15 roman. Iar înregistrările contabile, am zis aici exemplu un club sportiv județean, da, de subordonare locală. Acești sportivi au contracte încheiate cu acel club. Tot pentru aceste indemnizații se suportă indemnizația, da, pentru asigurări, pensie, sănătate. Dar dacă acel sportiv nu are funcția de bază la locul de muncă respectiv, noi trebuie să reținem doar impozitul. Și avem aici cheltuiala, am zis 658.0109. Alte cheltuieli operaționale, alte operațiuni pe clasificație funcțională, economic 200109, la un creditor 462.0109, da? Nu este salariatul meu. Înregistrarea reținerii, rețin doar impozitul în această situație și avem 462.0109 la impozit, 444. V-am pus eu aici acea notă, pentru veniturile salariale obținute la funcția de bază se datorează impozit, contribuții de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate, nu datorăm cam în această situație, da? Și aveți aici articolul 15, acesta de vă spuneam, alineatele 5-6 din OUG 30. Dacă și are funcția de bază la mine, dar rețin și celelalte. Înregistrarea plății către sportiv, îl plătesc, acel creditor, 462 la 770. Iar în momentul în care îmi sunt restituite acele, plătesc impozitul, da, 444 la 770. Iar în momentul în care îmi sunt restituite sumele de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, AJPIS-ul, voi avea 61.0101. Aici am instituție publică finanțată integral din venituri proprii și subvenții, la un 772 subvenții de la bugetul de stat. Și tot pentru colega din care a venit din privat la instituții publice, vedeți că, și o să vedeți și în planul de conturi în acea anexă 2, aceste conturi de disponibil sunt alocate fiecarei categorii de instituții publice. Dacă la agent economic sunteți obișnuită cu acel 5121 bancă lei sau 5124 banca la valută, la instituții publice, deci avem conturi de încasări dedicate acelor instituții publice. Aici fiind instituție publică, venituri proprii și subvenții avem 561, pentru cei cu venituri proprii avem 560, pentru activități avem 562 activitățile, pentru bugetul local o să vedem 521, acele monografii. Da. Întrebări? Și o ultimă monografie. Nu știu dacă a fost cazul la instituții publice cu șomajul tehnic. Până să discutăm, să prezint această monografie,
Am pus aici baza legală, ordonanța de urgență 30, acest articol 11, care face trimitere la articolul 52, alineatul 1, litera C din codul muncii. Și aici nu se menționează, bine, sunt situații în, la agenți economici care au intrat în, în șomaj tehnic, da, mai ales cei din turism. Mă uitam acum și aseară la știri, se lucrează la o prevedere, la o hotărâre de guvern unde să se prelungească această perioadă de șomaj tehnic până la data de, de 1 iunie, da, deci să nu fie numai pe, pentru perioada stării de, de urgență. Nu menționează aici instituțiile publice, deci pentru cei care sunt funcționari publici în instituții publice nu avem o astfel de, de reglementare pentru șomajul tehnic. Era un proiect la guvern, nu a mai fost aprobat, dar sunt situații în care la instituții publice putem avea persoane cu contract individual de muncă. Spre exemplu, autorități locale, că avem creșe, că avem grădinițe. Am avut discuții cu colegii în teritoriu unde au spus că nu mai au bani în buget și atunci vor fi nevoiți să apeleze la, la acest șomaj tehnic. Da. Avem o întrebare din partea colegei Dana Olariu. Ordinul de plată electronic va deveni obligatoriu pentru instituțiile publice sau rămâne opțional? Deocamdată este opțional acest ordin de plată multiplu electronic, deci nu este obligatoriu. Dar e bine să veniți cu acest ordin de plată multiplu electronic, să nu mai veniți la unitatea de trezorerie, să-l transmiteți în sistem electronic, să toate aceste operațiuni. Deci ordinul, repet, acest ordin nu menționează obligativitatea ordinului de plată multiplu electronic, dar îl recomand să treceți la ordin de plată multiplu electronic. Doamna Andreea Mureșan ne întreabă dacă nu s-ar putea scurta timpul dintre validarea bugetului și introducerea angajamentului, recepția plății și plata propriu-zisă. Da. Doamna Andreea Mureșan, dacă este pe linie, ca să spun așa, eu aș putea deschide și microfonul. Da, ne auzim? Nu știu dacă ne aude, dar noi am putea să auzim pe doamna. Dacă îi se poate răspunde la această întrebare, sigur că da. Da. Așa cum este construit acest sistem național de raportare, inclusiv acest CAB, noi trebuie să transmitem acel buget, el trebuie validat, facem acele recepții și apoi urmează plata. Dar sunt situații în care dumneavoastră transmiteți acel buget sau nu este vina dumneavoastră, pe ultima sută de metri ați primit sume în buget sau o rectificare, o modificare de buget și aveți nevoie de o validare a bugetului în același timp. Când s-au mai făcut, și mai ales în perioada plății salariilor, colegii mei să mai dea o preluare de bugete, tocmai ca să puteți în aceea zi să faceți și acele recepții. În momentul în care transmiteți, totodată în Ministerul Finanțelor Publice avem o procedură. În momentul în care și vă aflați în astfel de situații că vreți o validare imediată a bugetului, procedura este că în momentul în care ați transmis formularul de buget și aveți recipisa de doc validă, să luați legătură cu unitatea de trezorerie de care aparțineți, să solicitați o validare imediată a acestui formular de buget, tocmai pentru a efectua acele recepții și ulterior plata. Au fost situații, cazuri în care s-au făcut plăți, recepții, mai ales la sfârșit de an sau când am avut acele probleme cu sistemul, da, s-au făcut toate în aceeași zi. Doamna Savu, Mihaela ne întreabă dacă există un interval orar pentru a transmite ordinul de plată multiplu.
Că înțeles că există un astfel de interval orar. Interval orar pentru ordinul de plată multiplu. În ordin nu se menționează de nici un interval, dar chiar o să discut cu colegii mei pe partea aceasta să văd dacă există un astfel de interval. Da, o să vă rog să rămână deschisă această întrebare și o să ne auzim ulterior. Da, un alt coleg ne întreabă referitor la acordarea majorării de 75% prevăzută la articolul 32 aliniat 2 din decretul 195 pentru personalul din unitățile sanitare. Vă rog să ne comunicați dacă aceste majorări se acordă doar în perioada de prezență efectivă la serviciu a persoanelor beneficiare în zilele lucrătoare, ori pentru întreaga perioadă aferentă stării de urgență, respectiv zi de prezență efectivă și zi de recuperare la domiciliu. Și ne mulțumește colegul nostru, domnul Ciubanuc. Pentru zi de recuperare la domiciliu. Aici avem că primesc aceste sume, da? Deci cei personalul medical, ia să vedem unde avem stimulentul transferul, da? Mă uit să văd dacă am această ordonanță la mine, nu cred că o am, că aș fi vrut să citesc acest articol. Dacă mă da, sun... văd, da, este în direct sau putem discuta? Pe... Nu. Deci mă uit în... Dumneavoastră a spus de 195, da? De face trimitere. Eu mă uit la articolul 8. Alineatul 1 din Ordonanța de Urgență 43 pe 2020. La alineatul 1 spune că acest stimulent de risc de 2500 brut pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar implicat direct în perioada stării de urgență din fondul de salarii al unității angajatoare prin transferuri din bugetul Fondului Național Unic de Sănătate sau după caz din bugetul de... Deci cei care sunteți prezenți la serviciu, medicul acela care a avut grijă de acei bolnavi, că o fi în carantină de acasă, din punctul meu de vedere, n-ar beneficia de acest stimulent. Dar chiar vă rog să adresați această întrebare către Ministerul Sănătății, da? Să vi se vă răspundă concret. Eu, unul în practică, da, tot am fost învățat să întreb, să fiu acoperit de hârtii. Dar eu, răspunsul meu este atât timp cât este prezent la locul de muncă, nu de acasă. În cazul de... voiam să vă întreb dacă doamna Popa Marinela este, are microfon. Sunt mai multe întrebări din partea doamnei și dacă ar avea microfon, ar putea intra direct în legătură cu noi. Doamna Popa, ne auziți? Doamna Popa, cred că nu ne aude. În cazul în care deschiderile de credite se fac cu întârziere, există posibilitatea de urgentare la trezoreria locală, astfel încât sumele transferate să intre în aceea zi în conturile beneficiarilor cu conturi la alte bănci comerciale? Da, ar luați legătura cu unitatea de trezorerie, da, cu aceste deschideri de credite și să fie urgentate aceste transferuri, aceste plăți. Dacă nu, oricum, când vă aflați în astfel de situații, o să aveți și numărul meu de telefon, mă sunați, chiar am avut situații în care la fel au venit ordonatorul principal de credite cu deschiderile de credite la Ministerul Finanțelor Publice, am intrat pe flux, că procedura a fost să vină la registratură, de la registratură
către Direcția de Programare Bugetară, de la Direcția de Programare Bugetară la colegele mele care întocmesc aceste deschideri de credite, na, și a trebuit intervenit pe acest flux că undeva fusese întrerupt fluxul cu deschiderile de credite. Inclusiv Visa CFP pentru aceste deschideri de credite cu toate documentele în spate și să vedem situația tocmai pentru a urgenta aceste deschideri de credite. Ordinul de plată electronic se semnează doar de o singură persoană? Nu, acolo aveți cele două semnături. Ok. Și, deci tot legat, mă scuzi, pentru ordinul de plată multiplu, pentru în momentul în care întâmpinați greutăți privind transmiterea acestui ordin sau aveți probleme cu certificatul electronic, chiar o să vă rog să mă sunați și vă pun în legătură cu colegii mei pe partea tehnică, tocmai pentru a reuși să rezolvați cu semnăturile și cu transmiterea ordinului de plată multiplu electronic. SAJ26 ne întreabă că OUG numărul 43 din 2020 a intrat în vigoare pe data de 7 aprilie, în care se precizează că acest stimulent se acordă pentru personalul medical pe perioada stării de urgență. Colega de la contabilitate spune că nu are cum să plătească retroactiv acest stimulent și se raportează la plata acestuia după data de 7 aprilie. Iarăși, da, vedeți, baza legală, a apărut ordinul, se referă la starea de urgență. Starea de urgență a început din 15 martie, ordonanța a venit pe HG-ul a venit pe 7 aprilie. Eu zic că ar trebui de când a început starea de urgență și iarăși v-aș ruga, chiar puteți să scrieți. Să aveți și un răspuns acoperitor de când se plătește acest stimulent. Puteți scrie la Ministerul Sănătății, da, respectiv la Casa de Sănătate, chiar și către Ministerul Finanțelor Publice, pe adresa, avem acolo o adresă de mail oficială, publicinfo@finanțe.gov.ro, ca să, da, să nu greșiți în momentul în care acordați aceste cheltuieli cu stimulentul. Da? O întrebare de pe Orexe, dacă OPME se transmite în Forexe până la ora maxim 13:30, se procesează în aceeași zi sau în ziua următoare? Teoretic trebuie procesat în aceea zi. S-a întâmplat să nu fie procesat sau din chiar de, da, nu a fost procesat sau este doinița, o îi putem descrie imediat. Am să notez și aici întrebarea, da. Doinița, te auzim. Dar n-am nicio întrebare. I-am răspuns doamnei Savu vis-a-vis de ordinul de plată multiplu electronic. Dânsa întreba dacă există un interval până când se poate transmite și am spus dânsei că dacă se transmite în Forexe până în maxim ora 13:30, se va procesa în acea zi, altfel în ziua următoare. Întrebarea aceasta am pus-o direct la trezorerie, deci este un răspuns oficial. Dacă aveți un răspuns oficial, 13:30. Dacă v-au dat răspuns. Da. 13:30 se va procesa în acea zi, altfel se va procesa în ziua următoare. Da. Doamna Popa Marinela Sorina revine cu o întrebare, dacă mai sunt necesare prezentarea în original a centralizatoarelor și a prestajului în cazul în care facem plățile prin OPME. Facem plata prin ordinul de plată multiplu electronic. Și dacă mai pună? Dacă mai sunt necesare prezentarea în original a centralizatoarelor în cazul în care plățile se fac prin OPME.
Cred că se referă fizic. Da, n-aveți o comunicare să cumva să transmiteți pe mail, să intre colegii mei în posesie sau mai da detalii acolo? Sau? Doamna ne aude, dar nu are microfon, ne-a scris pe chat. E mare păcat să nu poți intra în legătură pentru a avea mai multe detalii. Și noi oricum să știi că din păcate ne apropiem, de fapt am depășit ora pe care ne-am propus-o, ora 12 și jumătate, am depășit un pic, dar cred că data viitoare colegii noștri care au rămas cu întrebări pentru noi le vor putea adresa atunci când au și microfon. Da, mulțumesc. Chiar o rog pe doamna care a pus această întrebare, o să primiți adresa mea de mail, număr de telefon, să mă sunați să discutăm în detalii, să vedem ce. Ne spune că la trezorerie să păstrăm legătura, cele originale, este original? De centralizatoare pe coduri de prestaj. Coduri de. Da, să vedem bine. Scopul acestui ordin de plată multiplă electronică a fost să nu mai mergeți la trezorerie, mai ales să, Doamne ferește, să ne infectăm, să evităm deplasările. Iar originalele, nu zic și original, a trimis pe mail sau scanat, dar o să discut cu colegii, o să mă interesez să văd ce probleme, care este această procedură și să răspundă. Da. Mai avem o mulțumire doar de chat. Da. Înainte de a încheia, doresc și eu să mulțumesc organizatorilor din nou pentru facilitatea de a fi astăzi în fața dumneavoastră și ne auzi, de a intra în direct cu dumneavoastră. Într-adevăr, sunt multe întrebări din partea practică. Dacă considerați că această întâlnire a fost utilă. Bine, acum timpul mi-a fost limitat. Bine, mereu cei care mă cunosc și vin la programele, la întâlnirile cu mine, nu prea ne ajunge acel timp alocat și se întind aceste discuții. 12 jumate, că am depășit timpul, să fiu iertat dacă am depășit timpul, nu mai aveți. Dar sigur că da, cu cea mai mare plăcere, la alte teme vă invităm. Bine, dacă sigur se află acea agendă de lucru în discuții și pe partea de inventariere și pe reevaluări, alte monografii, am mai fost întrebate, da? Datele de contact le spun acum în direct sau le trimiteți voi? Unde pot le vom scrie deja, văd că sunt colegi care ne scriu pe chat cu datele de contact, pentru că avem o transmisiune și pe YouTube. Nu o să facem public aceste date în acest moment. Noi le vom pune pe chat. Chatul nu este public pe YouTube, de aceea eu tot citesc întrebările pe care toată lumea de fapt le vede, dar sunt colegi care sunt pe YouTube, nu văd întrebările de pe chat sau sunt în mașină cu căștile și nu văd. Eu am să vă las atât adresa mea de e-mail unde să îmi scrieți, am să vă las și un număr de telefon mobil și un număr de telefon fix direct. Rugămintea mea înainte de a suna pe telefonul mobil să sunați pe telefonul fix, deoarece numărul pe care o să-l vedeți acolo, numai eu răspund la acel număr de telefon, sună destul de des în timpul zilei la birou. Nu pot vorbi în paralel la două telefoane și acum în cadrul întâlnirii tot a sunat telefonul mobil, o să reiau telefoanele. Când nu mă găsiți pe telefonul fix, încercați pe telefonul mobil, că văd apel pierdut sau un mesaj, reiau eu telefoanele și să ne auzim în astfel de situații. Atunci doresc să mulțumesc încă o dată pentru această întâlnire, pentru această ocazie și să ne revedem sănătoși cu alte ocazii. Mulțumesc, sărut mâna, bună ziua, o zi bună în continuare și toate cele bune. Și eu îți mulțumesc
domnule Petre Crișan, pentru prezența astăzi alături de noi. Sper că lumina nu a deranjat foarte tare. M-am obișnuit. Noi ne-am simțit foarte bine alături de colegii noștri din țară. Sunt în continuare foarte multe persoane în contact direct cu noi, 124 în acest moment. Prezența a fost foarte bună. I-aș ruga pe colegi, dacă mai sunt, dacă revin și la celelalte programe, este foarte util să aibă un microfon. Camera nu este neapărat necesară, dar un microfon ar fi foarte bun, pentru că interacțiunea directă prin cadrul microfonului face ca acest curs să fie foarte interactiv și credeți-ne, și pe noi ne ajută destul de mult să vă auzim, să primim un feedback altul decât cel scris. Dar este foarte bine cum s-a derulat astăzi programul. Îți mulțumesc pentru că de fiecare dată sunt noutăți și de fiecare dată când particip la un curs prezentat de tine, sunt tot timpul noutăți și mă bucur foarte, foarte mult că am și eu ocazia să mai învăț ceva, deși nu îmi place deloc contabilitatea, dar îi stimez foarte mult pe colegii din țară care s-au uitat, sunt nedeslipiți și și-au notat toate noutățile pe care le-ai adus astăzi în discuție. Sperăm să avem un cadru la fel de frumos și peste două săptămâni când ne vom revedea. Poate că vom avea și noi mai multe vești bune, poate o să fim într-o altă situație și să fim mult mai liberi, să circulăm, dar este un lucru bun. Le mulțumesc tuturor colegilor din țară. Sunt foarte multe persoane care au camere de la vedere și le salut pe toate. Rămâneți un pic pe chat, o să închidem transmisiunea, dar nu închid ședința, rămâneți pe chat și vă transmitem acolo datele de contact ale domnului Petre Crișan. Revin cu rugămintea să intrați pe cursuri-funcționar.ro între timp și să vă înscrieți la newsletterul nostru, pentru că așa veți putea primi informația la prima mână, spunem noi, informație legată de cursurile viitoare pe care le putem organiza în formatul acesta de tip webinar. Nu părăsiți conferința, așa cum vă rugam. Între timp puteți deschide fereastra cu site-ul nostru, să vă înscrieți la newsletter. Îți mulțumesc încă o dată foarte mult. Le mulțumesc și colegilor care sunt de partea celuilalt perete și au făcut ca conexiunea noastră să fie extraordinară. Au fost niște emoții din punct de vedere tehnic, dar sper că le-am depășit. Eu o să închid acum, de repet, nu ieșiți din această întâlnire. Vă aștept mâine alături de colegul nostru, Iulian Ștefan, pe problematică de patrimoniu, investiții și CFP. Foarte mare atenție, contabilii au ce discuta și la contabilitate și la CFP, patrimoniu, investiții. Este un subiect cald, ca să spun așa, și cu foarte multe întrebări în lumina codului administrativ și din punct de vedere juridic și al cifrelor, ca să spun așa. Bun, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și încă o dată. Să ne vedem cu bine. Mulțumesc și dumneavoastră participanților și toate bune!